Eu vă salut, bă, băieții, și bine ați venit la un nou video de pe acest canal. Bă, deci după cum ați văzut și în titlu, astăzi mi-am cumpărat un cont de Stand of 2 de pe OLX și cam mi-am luat scam. Așa că dacă vreți și voi să vedeți ce am vorbit cu el, ce am discutat, nu uitați să apăsați pe butonașul de like, să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez. Și da, băieții, să facem cât mai repede suma de 10.000 de abonați. Că după cum am promis la suma de 10.000 de abonați, am pregătit câteva cadouri pentru voi. Vizionare plăcută! Bune bunilor, uite așa am început eu dialogul cu el. Eu îi zic, salut șefule. El îmi zice, salut, salut. Eu îi zic, tu ești băiatul care vinde cont de Stand of 2 pe OLX? Și ăsta a încercat să dea în canterincă și zice, nu frate, e mama, e normal că sunt eu. Na, a făcut și el o glumiță așa. După eu că la care răspund, poți să vii și tu apel ca să discutăm despre cont. Și uite tu ce îmi zice asta, 13 minute 72 de secunde și vin. Na, am așteptat 13 minute 72 de secunde și uitați ce am vorbit cu el. Bă, băieți, deci intrăm imediat apel cu vânzătorul contului să-l întreb și eu ceva specificații despre cont, că pe OLX nu a apăsat nimic. Salut, frățică, ce faci? Bine, stau și eu pe aici. Uite că te-am chemat și eu apel să vorbim puțin despre cont, că am văzut că pe OLX n-ai dat și tu nicio informație acolo, doar așa, poza de la cont, știi? Da. Așa, bă, uite, am vrut să te întreb și eu că câte ore ai pe joc, că nu e specificat niciunde. 312 ore jumate. Mama, asta cum iese? Două decenii? Cât vine asta? Mult, rău. Mamă, nebun, nebun. Bă, ok, dar rankul la compe ce e cu el? Ce rank ai la compe? Bă, am The Legend 2 că azi am făcut rank up. Ai The Legend 2, da? Da, am The Legend 2. Mamă, și ăsta e rank nou adăugat? Ce e ăsta? E rank din viitor. Mamă, perfect. A, în fel tu, să zicem că e și developer. Da, sunt developer, dar nu vreau să zic Stand of-ul că sunt developer. Ah, ok. Ascult. Ok. Bă, mă interesează atunci rankul la Alie, să-l știu. La Alie și am silver că mă înjur cu echiperul și Dali. Păi tu te înjuri cu echiperul tău și Dali și ai silver, nu? Da, că eu nu pot să fac 1v2. Na, bine mă, frățic, uite și o ultimă întrebare, așa, vreau să știu cadeul la comun, ce e cu el? La de comun am 100% nebun, am nu, joc bine. Aha, am înțeles. Bă, uite, bine, atunci aștept și eu parola și e-mail-ul pe Discord în privat, bine? Ok, frate, stai un pic, ți-l dau acum. Da, bine, hai, pa. Bă, băieți, chiar nu mă așteptam că o să trimită e-mail-ul și parola, dar uite că le-a trimis, aici avem e-mail-ul și parola, așa că haideți să ne conectăm pe joc, pe contul lui și să vedem dacă e totul în regulă și dacă e totul ok. Bă, după cum ați văzut și voi, am primit e-mail-ul, am primit parola, așa că hai să intrăm pe contul care l-am cumpărat și hai să vedem, desigur, ce avem pe el și totul. Totul bine, mă. Așa, intrăm pe cont acum. What? Cont vândut? Bă, ce ranguri sunt astea, mă? Bă, mi-a zis ăla care de Legend, ce mi-a zis care-i? Bă, mâncați-a și hai să... Deci la cumpe are 2 cu 16? Bă, deci mi-a... Comun? 136 de... Bă, what? Asta e cont nou? 65 cate, bă, ești nebun? Mesaje, ok, aici vedem prietenii lui, aici clanul, cont vândut, un gold 85 pe inventarul. Bă, pe ce am dat eu banii, mă? Bă, pe ce am dat eu banii, mâncavaș? Bă, deci nu se poate așa ceva, băieți. Bă, deci mă duc să-i dau mesaj, să-i intrăm înapoi pe apel, să dea niște explicații, nu știu. Bă, deci îl aștept pe ăsta voi să vezi ce-i zic acum. Păi stai așa, mă, că nu-l înjur eu pe el. Uite și tu ce cont mi-a vândut. Deci nu pot să cred, mâncavaș. Alo? Bă, mă auzi? Alo? Bă, ce cont mi-ai vândut, bă? Bă, eu pe ce dau bani, bă? Vrei să știi ceva? Ia zi, mă! Este țeacă, fraiere! Mamă, stai că 9 ani, bă! Bă, câți ani ai, mă, tu? Doamne! 10 ani, frate.
Mamă, bă, deci mi-am luat schem de la un copilaj de 10 ani. Bă, dar de ce faci tu de astea, mă? Pentru că vreau bani să intru, să dau pe stand-off. Ia uite-l pe ăsta, bă, dă-ți pe internet să-și bage bani pe stand-off, mâncavaș, în ce capcană am picat. Bă, dar ție nu ți-e frică că dacă găsesc eu numărul de telefon de la părinții tăi, mă? Păi, eu sunt Bă, eu fac video pe YouTube și te, pe, azi te cunosc pe toată ăsta, stand-off-ul. N-are cum așa ceva, că tu n-ai nici YouTube, cred. Mâncați așa ce schem. Bine, mă, eu te găsesc. Nu te găsesc, dar găsesc numărul la părinții tăi și să vezi ce le zici și lor, dacă, cu ce te ocupi tu pe net, da? Deci... Îi sun, gata, bine, hai, pa! Pa, nu mai am ce discuta cu tine. Și da, băieți, cam așa mi-am luat eu schem pe OLX de la un băiețaș de 10 ani care vindea un cont în care nu era nimica, ce avea în poze, nu avea deloc inventar, nu avea cadee, nu avea rancul spus, orele și tot așa mai departe. Aveți grijă cui vă dați conturile, aveți grijă în ce mâini le lăsați, așa că videoclipul ăsta a fost cu scopul pentru a vă trage atenția că nu orice persoană de pe internet este legită. Eu sper că voi ați făcut o concluzie din acest video, da, au fost și părți amuzante, sunt de acord cu voi, dar videoclipul a fost făcut cu scopul de a lua o lecție. Voi nu uitați să apăsați pe butonașul de like, să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o, să facem cât mai repede 10.000 de abonați, că la suma de 10.000 am pregătit un cadou pentru abonații mei. Desigur, un clopoțel activat acolo pentru a primi notificare de fiecare dată când postez, bă băieți. Așa că eu am fost Softic. Pe data viitoare ne vedem cu un nou video. Pa!